Cea mai importantă clădire a Gorjului, și anume Palatul Administrativ, a început să se dezintegreze. Cărămizile dintr-unul din stâlpii de susținere a balconului au picat pur și simplu. Fierul beton se poate vedea cu ochiul liber, iar bucățile de tencuială se desprind pe zi ce trece. Vopseaua este și aplesnită peste tot, asta deși șefii județului au cheltuit acum 3 ani sume importante pentru reabilitarea fațadei. Lucrarea a început la data de 15.10.2007. Lucrarea s-a numit la vremea respectivă reparații fațadă corp vechi palat administrativ. În reparația din 2007 a fost inclus și acoperișul clădirii și valoarea lucrărilor a fost de 731.104 lei, inclusiv TVA. Deși greii Gorjului se perindă zilnic prin Palatul Administrativ, nimeni nu pare interesat de soarta clădirii ce servește ca sediu a două dintre cele mai importante instituții ale județului, și anume Consiliul Județean și Prefectura. Abia după ce au fost sesizați de jurnaliști, reprezentanții instituției prefectului, care sunt și administratorii construcției, au luat legătura cu firma ce a făcut renovările de mântuială. Ei dau asigurări că nu vor aștepta să le pice cărămizile în cap, iar fațada va fi reparată în cel mai scurt timp. Lucrarea are o garanție, în sensul că garanția financiară nu a fost restituită. Firma fie vine să remedieze deficiențele, fie vom folosi banii care sunt în cont pentru a repara. Din păcate, interiorul Palatului Administrativ din Târgu Jiu arată și el jalnic. Vopseaua de pe pereți a crăpat, iar multe dintre decorațiuni s-au deteriorat. Construcția, a cărei realizare a început în 22 august 1898, a servit inițial ca sediu al primăriei Târgu Jiu, iar din 1968 acolo funcționează prefectura și Consiliul Județean. Clădirea este una de patrimoniu, fiind declarată monument istoric în 2004.